rog să deschideți împreună cu mine la Ioan, capitolul 12. Ne aflăm în continuare în Evanghelia după Ioan și vom continua să medităm la o porțiune din acest text. Săptămâna trecută am văzut din Ioan, capitolul 12, care sunt aceste scene majore care sunt prezentate în capitolul 12 din Ioan, și anume ungerea Domnului Iisus Hristos de la versetul 1 la 11, intrarea Lui triumfală de la versetul 12 la 19, cuvântarea Domnului Iisus Hristos sau mesajul Domnului Iisus Hristos în care El proclamă moartea Sa de la 23 la 36 și finalul capitolului, care este necredința iudeilor, este respingerea lor a lui Hristos ca și Mesia, ca și Mântuitor. Și am văzut săptămâna trecută acest pasaj, acest fragment care se află în mijlocul acestor scene, și anume acești greci care caută să-L vadă pe Iisus Hristos. Este un mic fragment între intrarea triumfală și cuvântarea Domnului Iisus Hristos și am privit împreună la semnificația și la învățătura care este prezentată în acest fragment. Astăzi vrem, cu ajutorul Domnului, să ne apropiem puțin mai mult spre sfârșitul capitolului, spre cele două secțiuni finale și să mergem înspre cuvântarea Domnului Iisus Hristos. De fapt, dacă Domnul ne ajută, vom privi împreună la prima parte acestei cuvântări, acestei proclamări a Domnului Iisus Hristos, care începe la versetul 23 și se termină la versetul 36. Și în această dimineață vom privi foarte telegrafic doar la introducerea acestei cuvântări, de la versetul 23 până la versetul 26. Trei versete în care Domnul Iisus Hristos își introduce mesajul, proclamarea mântuirii Sale. Drept răspuns, Iisus le-a zis: a sosit ceasul să fie proslăvit Fiul omului. Adevărat, adevărat vă spun că dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur. Dar dacă moare, aduce multă roadă. Cine își iubește viața o va pierde și cine își urăște viața în lumea aceasta o va păstra pentru viața veșnică. Dacă îmi slujește cineva să mă urmeze, și unde sunt eu, acolo va fi și slujitorul meu. Dacă îmi slujește cineva, Tatăl îl va cinsti. Asta este introducerea, este teza, este prezentarea inițială a proclamării Domnului Iisus Hristos, a cuvântării Lui. Și prima lecție care o primim, înainte ca să ne uităm la mesajul introducerii, se află din însăși contextul în care ne aflăm. Țineți minte ceea ce îl motivează pe Iisus să vorbească, să înceapă acest discurs. Îl motivează căutarea acestor oameni, acestor greci, insistența lor. Rețineți că la acest eveniment, după intrarea triumfală, se află acolo o mare gloată de oameni. Și se pare că Domnul Iisus Hristos nu este motivat să le vorbească și să adreseze lor. Dar la insistența acestor greci, care se duc și caută pe ucenicii Domnului Iisus Hristos, care sunt așa de insistenți în căutarea lor și în dorința lor de a-L vedea pe Iisus, de a-L cunoaște pe Iisus, încât ucenicii se duc și spun Domnului Iisus. Să nu vă imaginați că n-au fost alții din gloată care s-au dus la ucenici și au cerut să-L vadă pe Iisus. Cu siguranță că toată gloata vroia să-L vadă pe Iisus. Dar acești greci au fost insistenți. Acești greci au avut o dorință puternică de a-L cunoaște pe Domnul Iisus Hristos. Așa de puternică încât a impresionat pe ucenici să ducă această cerință în fața Domnului Iisus. Și este această ardoare, această insistență care îl promptează, îl motivează pe Domnul Iisus Hristos să înceapă acest discurs. Căutarea acestor oameni, insistența lor de a-L cunoaște pe Hristos, este motivația care îl aduce pe Hristos să înceapă această cuvântare. Hristos este într-adevăr păstorul cel bun
Și El se bucură să ne binecuvinte prin cunoașterea Lui, prin cuvântul Său. Și El ne îndeamnă ca să insistăm în căutările noastre, să persistăm în întrebările noastre. Și El ne va vorbi. El ni se va adresa prin cuvântul Său și prin Duhul Său cel Sfânt. Vineri am fost la Cluj și am avut ocazia ca să duc în mașină cu mine câțiva frați și surori din biserică și pe drum, normal, când te prind frații la colț, încep întrebările. Și întrebări din Geneza, de acolo, de dincolo, peste tot. Și la un moment dat, în weekend, am primit un mesaj de la una dintre aceste persoane și a zis: frate, sper că nu te-ai supărat că te-am bombardat cu atâtea întrebări, dar sunt multe lucruri care nu le înțeleg. Domnul Iisus nu este deranjat de insistența noastră. Și nici păstorul nu este deranjat de insistența voastră de a cunoaște cuvântul lui Dumnezeu. Domnul Iisus nu este deranjat de faptul că noi vrem ca să ne vorbească. La un moment dat ne spune că noi nu avem pentru că nu cerem. Și El nu ne vorbește pentru că nu-L rugăm să ne vorbească. Și cuvântul nu ne spune nimică pentru că nu întrebăm nimică de la cuvânt. Citim, ne facem cota de citire, nu avem nicio întrebare, nicio nelămurire, nicio dorință arzătoare ca să ne vorbească Dumnezeu. Acești greci au vrut ca să-L vadă pe Hristos. Au vrut cu insistență și cu persistență să-L cunoască pe Domnul Iisus Hristos. Și Iisus le vorbește. Este o lecție minunată. Insistăm cu curaj la Dumnezeu și Dumnezeu ne vorbește. Dacă stăm pasivi, dacă stăm nepăsători, dacă este dorință așa trecătoare, Hristos nu are nimic de spus pentru noi. Și pasajul nostru, fragmentul nostru începe cu răspunsul Domnului Iisus Hristos, care este motivat de această insistență. Drept răspuns, Iisus le-a zis sau Iisus le-a răspuns. Și fraza care urmează este teza principală a mesajului care urmează să-L adreseze Domnul Iisus Hristos ucenicilor, acestor oameni și probabil toți ceea ce erau prezenți acolo. A sosit ceasul, spune Hristos, să fie proslăvit Fiul omului. Asta este teza principală a cuvântării. Titlul predicii, dacă vrem ca să-l numim așa. A sosit ceasul să fie proslăvit Fiul omului. Trei elemente ne prezintă Domnul Iisus în acest fragment care este teza discursului, și anume ceasul, a sosit ceasul, proslăvirea Lui și titlul acesta cu care se adresează Lui însuși, și anume Fiul omului. Și aș vrea, înainte ca să ne adâncim în săptămânile care urmează în acest discurs, ca să analizăm puțin această teză și să vedem aceste trei elemente majore, să vedem ce înseamnă, să vedem ce semnificație au și să vedem introducerea aceasta de la versetul 23 la 26, ce are pentru noi care căutăm să ne vorbească Dumnezeu. Ce învățătură are? Ce mesaj are? Ce înseamnă în primul rând a sosit ceasul? Sau în alte traduceri, a venit ora. Expresia pur și simplu ne indică un timp specific. Un timp pus deoparte pentru un scop. Țineți minte în Ioan capitolul 2, la nunta din Cana, când insistă mama Domnului Iisus Hristos, spune: am nevoie ca să faci ceva, nu mai este vin. Și Domnul Iisus Hristos se uită la ea și îi răspunde: femeie, ce am eu de a face cu tine? Nu mi-a sosit încă ceasul. Nu e vremea potrivită ca să fac lucrarea aceasta. Hristos trăiește, de altfel vedem în Evanghelie, o viață care este plină de intenționalitate. În mod extraordinar, Domnul Iisus Hristos este un om care trăiește viața lui cu intenție. Știe ce are de făcut și știe când are să le facă. Domnul Iisus Hristos nu pierde vremea.
nu-și pierde timp. Are ținte, are scopuri și are vremuri potrivite în care trebuie să îndeplinească acele ținte. Are un plan care l-a alcătuit împreună cu Tatăl. Iar acum Iisus vine și spune, a sosit vremea potrivită pentru ca să împlinească misiunea supremă. Misiunea de a proslăvi numele Tatălui în mod suprem și El însuși să fie proslăvit. Până în acest moment, zice Domnul Iisus Hristos, nu a fost ceasul, nu a fost ora. Am avut altă lucrare. Dar acum a sosit ceasul, vremea este potrivită, timpul s-a împlinit. Ca El să fie proslăvit. Care ne duce la a doua întrebare, și anume, ce înseamnă proslăvit? Gândiți-vă la contextul în care vorbește Iisus. Imediat după intrarea triumfală, imediat după sărbătoarea aceasta, imediat după ce copiii strigau osanale, aparent ne-am gândit că cei din gloată se gândeau că El deja a fost proslăvit. De la un simplu om, de la un simplu cetățean, să ajungi să intri tu în capitală și să fie o mare defilare și să arunce flori și să se pună frunze de palmier și lumea ca să strige Osana, Osana, fiul lui David. Care dintre noi nu ne-ar place ca să avem o asemenea primire? Nu? Să ne defileze lumea prin Zalău și ca să strige complimente la adresa noastră. Sau să mergem la București și să ne așteapte capitala cu cântec și cu strigăte de bucurie. Nu cu mirosuri urâte și cu gropi și... Care dintre noi ne-ar place? În contextul acesta în care aparent El deja a fost proslăvit, cel puțin în mintea lor, probabil că ei acum se gândeau la faptul că El vrea să pună mâna pe putere, să urce la tron, să-și ia rolul în serios de a fi împăratul iudeilor. Dar Hristos, în mod șocant, leagă foarte clar proslăvirea sa în acest context de suferința și de moartea, și de moartea sa. Următorul verset ne arată, versetul 24, adevărat, adevărat vă spun că dacă bobul de grâu care cade în pământ nu moare. Limbajul acesta metaforic este cu scopul de a clarifica pentru ascultătorii lui ce înseamnă această proslăvire. Dacă bobul de grâu nu moare, rămâne singur, dar dacă moare, aduce mult rod. În mintea Domnului Iisus Hristos și mesajul care vrea ca să-l comunice este că a venit ceasul ca El să fie proslăvit prin suferința și prin moartea Lui. Cum glorifică? Cum glorifică pe Hristos și pe Dumnezeu suferința și moartea Domnului Iisus Hristos? Și ce aplicații practice există pentru noi din moartea și glorificarea Domnului Iisus Hristos? Ce putem noi învăța din mesajul acesta în care Hristos spune glorificarea mea egal cu suferința și moartea mea? Ce putem noi învăța pentru suferințele noastre? Pentru ziua morții noastre care ne pândește pe fiecare dintre noi? În primul rând, suferința și moartea Domnului Iisus Hristos glorifică pentru că este un act de ascultare. Pentru că este un act de ascultare. Suferința de la sine nu este ceva glorios. Moartea de la sine nu este ceva glorios. Dacă te trezești într-o zi, așa că n-ai ce face, și te duci și te arunci în stradă. Se lovește o mașină. Nimeni nu mă zice ce erou. Ce slavă, ce glorie. Dar dacă ești un soldat și te trezești într-o dimineață și comandantul tău spune aleargă pe front și dă-ți viața acolo pentru cauza aceasta, pentru lupta aceasta. Și tu fără ezitare te duci și te arunci în primejdie și mori acolo. Este total altceva. Suferința ta, moartea ta,
are un rol, are un țel. Pentru că moartea ta nu este la voia întâmplării, pentru că suferința ta nu este așa că ești un masochist, ci pentru că ai fost ascultător de autoritate superioară ție, de unul care are un plan, de unul care știe ce trebuie făcut. Și Biblia ne arată că Domnul Iisus Hristos ne dă exemplu model perfect de ceea ce înseamnă a glorifica prin ascultare. Biblia ne spune că El a fost ascultător până la moarte. Ascultarea de o autoritate pusă deasupra noastră. Hristos a luat în mod voluntar autoritatea asupra Lui. El s-a dezbrăcat de slava Lui, a luat trup și s-a făcut subordonat în mod voluntar autorității Tatălui. El care este Dumnezeu. De ce să ne dea nouă un model de ceea ce înseamnă a glorifica, a arăta slavă prin ascultare? Și toate relațiile care există, create de Dumnezeu, au același paradigmă, aceeași tipar. Copiii aduc slavă părinților atunci când sunt ascultători de părinții lor. Nu? Te duci la mall, copiii tăi aleargă pe acolo ca niște nebuni, să bat de pământ, bat cu pumnii în vitrine, că vor jucării, și la masa de lângă tine sunt doi copii, sau trei copii, sau patru, sau cât or fi, cu părinții lor, și copiii stau frumoși la masă și mănâncă sandwich-ul. Da, mami, da, tati, sigur, mami, cum să nu? Ce zici? Fantastic! Ce copii minunați și ce părinți extraordinari! Da? Copiii, prin ascultarea lor, aduc slavă părinților. De ce? Pentru că toți înțelegem că este normal, este firesc, este de dorit ca copilul să asculte de părinte. Și părinții să asculte de Dumnezeu. Soțiile. Soțiile sunt slava bărbaților lor atunci când sunt ascultătoare de ei ca de Hristos. Simplu, nu? O soție care este rugată de bărbat, lucru care Hristos a rugat. Dragă, uite, astea sunt prioritățile familiei noastre. Educarea copiilor, mersul la biserică, trăirea unei vieți creștine desăvârșite. Astea sunt lucrurile importante și am nevoie de la tine ca să faci anumite sacrificii pentru asta. Să subordonezi anumite lucruri care tu în mod firesc și de altfel nu-s păcătoase, le dorești. Pentru scopurile acestea care glorifică pe Dumnezeu, eu ca bărbatul tău îți cer lucrurile astea. Și ai o soție care spune, da, dragă, dar vreau și voi fi ascultătoare. Și în felul acesta aduce slavă bărbatului. Exact ca și copiii la mall, care sunt neascultători, și soțiile, știi? Când soțul zice, dragă, uite, trebuie să facem asta. Toți observăm, hai să fim serioși. Și toți ne simțim, și vă spun bărbații, din perspectiva bărbaților. Când o rogi pe soția ta să facă ceva, în public, banal, și răspunsul ei este, da, dragă, am înțeles. Toți cei care se uită în jurul tău, public vorbind, privesc cu stimă la acel bărbat. Și la acea femeie, să fie foarte clar. Toți. Și când răspunsul este, ah, iară trebuie ție, ți s-a urcat la cap. Ce femeie, dar mai mult decât ce bărbat, ăla e bărbat. Ruga numai că trebuie să meargă, nu știu, până la magazin ca să ducă pirule la maică sa. Și o dat în cap. Bărbatul, prin ascultarea lui de Hristos, în felul în care se exercită autoritatea în familie, peste soție, peste copii, în felul în care își trăiește viața în societate. Hristos spune, căutați mai întâi împărăția cerurilor și toate celelalte vi se dau pe deasupra, da? Și bărbatul poate să fie ascultător
și să creeze priorități pentru familia lui și pentru viața lui corespunzătoare, sau poate să fie firesc. În felul în care ascultăm și de cine ascultăm, aducem slavă prin acțiunile noastre. Și Domnul Iisus Hristos aduce slavă Tatălui și slavă Lui prin faptul că este ascultător de Dumnezeu în suferința Lui și în moartea Sa. Suferința și moartea Lui primesc o conotație deosebită de glorie și de slavă pentru că El suferă și moare pentru că este ascultător. Cei mai mulți dintre noi suferim nu pentru că suntem ascultători, suferim că suntem proști. Ne-o facem cu mâna noastră. N-ascultăm de Dumnezeu, suferim consecințele. Nu luăm prioritățile lui Dumnezeu în viața noastră, poruncile Lui, suferim consecințele. Că dacă am suferit pentru că am ascultat de Dumnezeu, am fi cei mai binecuvântați. Am aduce slavă lui Dumnezeu, am fi bucuroși ca să suferim. Dar suferințele noastre sunt așa de dureroase pentru că nu au niciun scop. Asta este problema. Nu ne-a spus nimeni să suferim. Nu ne-a spus comandantul să luptăm bătălia aceasta. El ne-a trimis pe frontul duhovnicesc. El ne-a trimis pe frontul împotriva lumii și noi alergăm pe alt front. Luptăm alte bătălii. Și nu aducem slavă împăratului nostru. Pentru că suntem în neascultare. Suferința și chiar moartea produce glorie și produce slavă atunci când este în ascultare. În al doilea rând, glorificarea lui Hristos se manifestă prin suferința Lui și prin moartea Sa, pentru că este un act de dragoste. El nu este obligat să asculte. El nici măcar nu are datoria să asculte, cum avem noi. El ascultă și suferă și moare din dragoste. Din dragoste pentru Dumnezeu Tatăl în primul rând, din dorință de a proslăvi dumnezeirea și din dragoste pentru noi. Este diferența între un om care fuge într-o clădire care este în flăcări, că pur și simplu n-are ce face, ăla e nebun, și diferența între un om care fuge în clădirea care este plină de flăcări pentru că acolo se află niște oameni care trebuie salvați. Și el îi iubește. Sunt copiii lui. Și merge și își dă viața în flăcări pentru ei, să-i scoată afară. Unul ai zice, și-a pierdut viața pe degeaba. Și altul ai zice, este un mare erou. Și merită cinstea noastră și onoarea noastră. Hristos glorifică prin suferința Lui și prin moartea Sa, pentru că ceea ce face este un act desăvârșit de dragoste. În al treilea rând, pentru că El caută mai întâi slava lui Dumnezeu. Versetul 28 spune, Tată, proslăvește-ți numele. Motivațiile lui sunt corecte. El nu aleargă pe front, el nu aleargă în clădirea care este în flăcări să se dea el mare erou. Să vadă toată lumea cât de mare este el. Nu asta este motivația lui. Motivația lui este dragostea pentru slava lui Dumnezeu. El vrea ca Dumnezeu să fie proslăvit. Și vrea ca noi să fim beneficiari atunci când slava lui Dumnezeu este arătată în această lume. Asta este motivația lui. Practic vorbind, este diferența între a face o faptă bună, a trăi o viață sfântă, pentru că îl iubești pe Dumnezeu și pentru că țelul tău în viață este să vadă lumea acest Dumnezeu demn de iubire și a face fapte bune ca să zică lumea lucruri bune despre tine. Sunt de la cer la pământ aceste două lucruri. Și cei mai mulți oameni care pretind că sunt creștini au motivația propriilor slavă. Ce va zice lumea despre mine? Ce va crede lumea despre mine? Și toată chestia este un management al reputației. Hristos
este dispus să sufere, este dispus să moare. Și aceste acțiuni ale lui produc slavă pentru Dumnezeu, pentru că el caută mai întâi, caută slava lui Dumnezeu. Nu a lui. Nu a lui. 4. Pentru că suferința lui și moartea sa are un scop măreț. Este problema, poate cea mai mare în zilele noastre. Oamenii nu mai au un scop în viață. Problema este cumva artificial creată. Oamenii n-au avut în mod definit un scop în viață acum 200 de ani. Filosofia aceasta postmodernistă a venit cu această idee că scopul vieții cumva este să găsești scopul vieții. Să știi care e scopul tău. Filosofii, psihologii și așa mai departe spun asta, tu trebuie să-ți găsești scopul, trebuie să-ți găsești împlinirea ta. Secretul este că orice scop care vine de la tine este minuscul, restrâns și n-are cum să te împlinească. Scopul măreț trebuie să vină din afara noastră. Trebuie să vină de la Dumnezeu, trebuie să fie Dumnezeu. Scopul Domnului Iisus Hristos nu a fost împlinirea sa. Nu a fost să trăiască o viață echilibrată. Nu asta a fost. Să aibă un echilibru între servit și plăcere. Se vorbește mult despre asta. În America, angajatorii au o problemă foarte, foarte mare cu cei de generația mea, între 20 și 35 de ani, pentru că toți sunt deprimați la servici. După câteva luni ei vor ca să se lase de servici, ies din facultate, la servici și după 6 luni ei sunt deprimați. Pentru că așteptau să meargă la servici și să fie împliniți acolo. Și angajatorul le explică, măi, eu nu te-am angajat ca tu să fii împlinit aici. Eu te-am angajat că am nevoie de un muncitor. În fabrica mea eu am nevoie de unul să dea aci cu ciocanul, altul să învârte aci cu șurubernița, împlinirea ta e treaba ta. Și el spune, dar cum? Eu mi-am căutat scopul în viață. Eu am făcut o facultate care am crezut că m-a pregătit să-mi trăiesc scopul vieții. Și am venit la tine, angajatorul, ca aici să-mi realizez potențialul. Și angajatorul zice, tu ești nebun? Ce treabă are realizarea scopului tău al vieții cu ce fac eu aici? Dar angajatorii sunt așa de presați, pentru că nu este forță de muncă, încât sunt nevoiți să investească miliarde de dolari în America și în alte locuri, și în Europa, ca să le dea acestor tineri impresia că își realizează scopul în viață. Și că se împliniți la servici. Organizează seminarii, au tot felul de jocuri, au tot felul de exerciții, cheamă psihologi la servici, le dau de mâncare, le dau de băut, le fac masă. Vă spun ca unul care am fost în poziția asta. La o echipă de 15 oameni cheltuiam mii și mii de dolari numai pe snacks-uri în fiecare lună. Ca să vrea să vină la servici. Și excursii și mai departe. Că n-aveai cum, dacă nu erau împliniți, nu-ți veneau la servici. Că le-a băgat în cap că ei trebuie să-și găsească scopul în viață și să-și împlinească scopul vieții. Care se rezumă în societatea noastră la a fi fericit. Cam asta e. Să găsești ceea ce te face fericit și să faci aia. Domnul Iisus Hristos avea un scop măreț. De a împlini planul lui Dumnezeu. De a arăta slava lui Dumnezeu în acest univers prin tot ceea ce face El. Și dacă moartea sa, dacă suferința lui cumplită glorifică pe Dumnezeu, El este fericit să sufere. Până nu găsești un scop în afara ta. Cei mai mulți dintre voi ați experimentat asta în tranziția sau tranzițiile naturale care se întâmplă în viață de la a fi burlac la a fi căsătorit. Deja încep să înveți un pic mai mult, dar acolo e mai greu. Acolo parcă nu se întâmplă așa dintr-o dată. Deși Biblia spune că cei doi vor deveni una, dar devenirea aia este o muncă. Ar fi foarte fain dacă după actul de căsătorie, pac, instant, i-ar trăzni Domnul pe amândoi și s-ar iubi necondiționat unul pe altul. Nu, este o muncă acolo. Dar o trăznire din aia ați experimentat-o când ați devenit părinți mulți dintre voi. Ați avut un scop bine definit, clar, palpabil, în afara voastră, mai mare decât voi.
adică copiii voștri. Și ați înțeles intuitiv că merită, că e normal, că e bine, chiar dacă trebuie să suferi pentru ei. Orice părinte va spune, când se îmbolnăvesc copiii. Și mama merge, mai ales mama, și tata. Tata are tactica asta. El merge la farmacie, îl duce la doctor, dar în principiu vrea să se izoleze un pic de caz, că simte și el și îl doare prea mult și nu vrea să meargă să stea la marginea patului, știi, mai întreabă, cum se simte copilul? E bine? Dar mama e la marginea patului și dacă întrebi pe orice mamă, și ce spune? Dacă aș putea să iau eu durerea copilului și să o port eu, oricând, oricând. Anca mi-a zis și o să super probabil că trădez. Eu m-am accidentat la spate cu fratele Cristi la antrenament și Anca a zis, dacă aș putea să iau durerea ta, aș lua-o. Și din dragoste, dar mai mult din cauza că eu mă vaiet foarte mult. Și non-stop, ai spatele meu, vai, zice. Și aș da orice, inclusiv aș lua durerea ta asupra mea, numai să nu mai te aud cum te vaieți. Dar orice părinte înțelege ideea aceasta, că dacă copilul lui suferă, dacă scopul lui în viață, țelul lui în viață suferă, el este dispus, este bucuros să sufere în locul lui. Ei, până n-ai experimentat această schimbare de paradigmă din a trăi pentru tine însuși și a trăi pentru Dumnezeu, care nu se poate întâmpla prin faptul că tu ai făcut un legământ, prin faptul că tu te-ai botezat, prin faptul că tu ai luat o hotărâre. Știi cum se produce această schimbare de paradigmă? La fel cum atunci când se naște un copil, acea nouă viață schimbă paradigma ta. Nu mai ești hoinar, nu mai ești independent. Ai un țel care s-a născut, o viață care s-a născut în afara ta. Ei, când se produce nașterea din nou, există viață nouă, există o paradigmă, o gândire nouă. Și viața aceea care s-a născut în tine de Dumnezeu, dar este totuși cumva în afara ta, că n-ai produs-o tu, îți dă un țel nou. Îți dă un scop nou. Și este un scop așa de măreț și așa de puternic, încât ești gata și bucuros să suferi și să mori pentru acel scop. Cât timp este doar la nivel intelectual? Cât timp este doar la nivel teoretic? Nu poți înțelege. Și nu poți glorifica pe Dumnezeu. Dar când s-a produs schimbarea nașterii din nou, când nu mai trăiești pentru tine, ci trăiești pentru Dumnezeu, suferințele tale, chinul tău, moartea ta, sunt aducătoare de glorie la adresa lui Dumnezeu, pentru că ai un scop, s-au întâmplat cu un scop în viața ta. În al cincilea rând, pentru că suferința Domnului Iisus Hristos și pentru că moartea sa nu a fost destinația lui finală, și el știa asta. Nu a fost destinația lui finală, ci după moarte urmează învierea. După moarte a urmat ridicarea la cer. După moarte urmează domnia la dreapta Tatălui. La fel și pentru noi. Prin moartea Domnului Iisus Hristos, moartea nu mai este finalul nostru. Moartea este un nou început. Moartea este evenimentul prin care trecem să ajungem la proslăvirea noastră. La schimbarea totală a noastră. Din ceea ce suntem acum în ceea ce ni s-a promis că vom fi. Ca tare putem și noi să spunem că dorim ceasul proslăvirii noastre și să înțelegem că asta înseamnă suferința și moartea noastră. Fără ca să fim dereglați la cap, fără ca să fim masochiști, fără ca să fim bolnavi, pentru că înțelegem că moartea nu este destinația finală, ci o viață veșnică în prezența lui Dumnezeu este destinația noastră finală. Și lucrul acesta glorifică pe Dumnezeu. Jertfa supremă a Domnului Iisus Hristos, dar care nu s-a terminat acolo, ci continuă prin proslăvirea Domnului Iisus Hristos în mod continuu și care garantează pentru noi proslăvirea celor credincioși. Schimbă totul și pentru noi.
Pentru că nici pentru noi suferința și moartea nu sunt finale, ci sunt doar începutul adevărate vieți. În al doilea rând, sau în al treilea rând, ce înseamnă expresia Fiul omului? Este o expresie des întâlnită în Noul Testament, peste 80 de ori apare în Noul Testament, referindu-se la Domnul Iisus Hristos. Sunt două aspecte care sunt denotate în această expresie. Prima este o identificare mesianică a Domnului Iisus Hristos. Una care îl identifică pe El ca și cel de mult așteptat Hristosul, cel care este trimisul lui Dumnezeu, unsul lui Dumnezeu, alesul lui Dumnezeu, denotă divinitate, eternitate. De aceea ați văzut că la un moment dat când El zice că trebuie să se înalțe, iudeii zic, stai un pic, Hristosul, Mesia, trebuie să rămână veșnic. Dar ei n-au înțeles teologia foarte bine, dar înțelegeau că Hristosul trebuie să fie veșnic. Nu trebuie ca să plece vreodată. Ei înțelegeau plecarea, înălțarea ca și o terminare. Pentru că între ei erau și diferite secte, partide, unii dintre ei, de exemplu, dintre iudei, credeau că după moarte nu mai este nimic. Și nu va veni învierea. Deci ei când au auzit că Hristosul trebuie ca să înalțe la ceruri, ei ziceau, gata, s-a terminat. A venit Mesia care l-am așteptat, dar în momentul în care a plecat, am terminat. Ei n-au înțeles ce se întâmplă, de fapt. Deci, pe de o parte, Fiul omului denotă, identifică identitatea mesianică și divină a Domnului Iisus Hristos și, pe de altă parte, este un titlu care îl identifică cu rasa umană. Deschideți cu mine la Daniel, capitolul 7, de la versetul 13 la 14, unde vedem acest lucru în Vechiul Testament, în această profeție dată lui Daniel. Versetul 13 și 14 din capitolul 7. Unul, ca un fiu al omului, a înaintat spre cel îmbătrânit de zile și a fost adus înaintea lui. I s-a dat, și acum atenție, deci avem această expresie, fiu al omului, și acum vedem ce vine cu acest titlu, ce i se acordă. I s-a dat stăpânire, slavă și putere împărătească. Și acum scopul, de ce i s-au dat acestea? Pentru ca să-i slujească toate popoarele, neamurile și oamenile de toate limbile. Stăpânirea lui este o stăpânire veșnică și nu va trece nici de cum și împărăția lui nu va fi nimicită niciodată. Ați observat ce s-a întâmplat? Acest titlu, Fiul al omului, este desemnat să identifice pe Mesia, cel care va veni și îi se va da toată stăpânirea, toată slava, toată puterea împărătească, care va domni veșnic peste toate neamurile și a cui împărăție nu va asista niciodată. Da? Și această profeție pentru ascultătorii evrei din vremea Domnului Iisus Hristos ar fi fost extrem de cunoscută. Când Domnul Iisus Hristos a vorbit despre El ca și fiind Fiul omului, i-a dus cu mintea la aceste prorocii mesianice. Ei știau ceea ce ar trebui să aștepte de la unul care se proclamă ca și fiind Fiul omului. În al doilea rând, acest titlu adresează și sublinează omenirea Domnului Iisus Hristos. Tot Ioan ne spune în 1 Ioan, capitolul 4, versetul 2, în felul următor, Duhul lui Dumnezeu, să-L cunoașteți după aceasta. Orice duh care mărturisește că Iisus Hristos a venit în trup, în carne, ca și om, este de la Dumnezeu. Ce zice Ioan? Duhul lui Dumnezeu este preocupat cu identificarea Domnului Iisus Hristos ca și om. Este important. Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, este om. Este la fel de important ca și recunoașterea caracterului său divin sau atributele lui mesianice. Este la fel de important să recunoaștem umanitatea lui Hristos. Pentru că așa a vrut El. Pentru că așa a hotărât Dumnezeu ca El să ia asupra Lui omenire. A pune deoparte sau a marginaliza realitatea că Mesia, Hristosul, este deplin Dumnezeu, dar și deplin om. Este o blasfemie și Ioan spune că o asemenea abordare, o asemenea gândire
nu vine din partea Duhului lui Dumnezeu. În Vechiul Testament, Ezechiel este adresat ca și fiul omului de 93 de ori. În Ezechiel 2:1, de exemplu, el mi-a zis: fiul omului, stai în picioare și îți voi vorbi. De ce îi se adresează așa? Pentru că îl adresează ca și un om, este logic. Fiul omului este în mod logic un om. Pur și simplu, a fi fiul cuiva. Relația asta de identificare este ușor de înțeleasă când folosim termeni abstracți. De exemplu, dacă zic cuiva: hei, tu ești un copil al comunismului. Ce înseamnă asta? Păi te-am făcut comunist, da? Te-am identificat cu comunismul. Asta am făcut. Când îi se zice despre Iuda că el este fiul pierzării, da? Este identificat ca unul care este de pierdut, de pierzare. În același fel, când se vorbește despre fiul omului, acel care îi se dă acest titlu este identificat cu omul. Când se vorbește despre Ezechiel ca și fiul omului, el este identificat ca și fiind un om. Și Hristos este fiul omului, pentru că el este om. El nu este fiul omului cum sunt eu. Mama și cu tata s-au căsătorit și au avut un copil. Și ADN-ul așa și m-am născut eu. Nu așa. Dar el este prin minunea întrupării, prin conceperea imaculată, prin nașterea prin Fecioara Maria. În totalitate om, dar fără păcat. Și lucrul acesta este foarte important, pentru că însuși Iisus Hristos alege să se identifice în felul acesta. El, prin acest titlu, se identifică cu noi, cu omenirea. Lui nu este rușine de faptul că este om. El nu este rușine de faptul că este ca și noi, dar fără păcat. Nu este rușine de omenirea, de oamenii care El i-a răscumpărat. Și nici nouă n-ar trebui să ne fie rușine de Iisus Hristos, care este pe deplin Dumnezeu și care este pe deplin om. Țineți cont că după pătimire, după chinul care l-a îndurat, după moartea sa, El nu abandonează, nu se dezbracă de omenirea sa, ci este înviat ca și om, insistă de repetate ori ca să dovedească că El este om, în carne și oase, dar vine și pune mâinile și spune: uite, vedeți? Eu sunt. Într-un trup glorificat, da, proslăvit acum, dar sunt Iisus Hristos, omul din Nazaret. Mai mult decât atât, nici când părăsește acest pământ, nu se dezbracă de omenirea sa, ci în starea lui de om proslăvit, se înalță la dreapta Tatălui, unde astăzi este omul Iisus Hristos. De aceea noi avem astăzi un mijlocitor. Că unul ca și noi, cel puțin rasa noastră omenească, astăzi stă ca reprezentantul nostru la dreapta Tatălui. Hristos nu se rușinează de acest lucru. El se identifică ca și Dumnezeu, El se identifică ca și Mesia, dar El se identifică ca și fiind om. Pentru că El ne reprezintă înaintea Tatălui, pentru că El a murit pentru păcatele oamenilor, pentru că El este substitutul nostru, omul perfect și în același timp Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, jertfit pentru cei imperfecți, bătut, scuipat și omorât pentru cei păcătoși. El este reprezentantul și substitutul nostru perfect. Ce n-am putut noi face, El a făcut în locul nostru, luând asupra Lui natura noastră de carne și de oasă, nu de păcat. Este important de înțeles. Și teza aceasta a Domnului Iisus Hristos, în aceste trei versete, începe cu această proclamare că ceasul a sosit ca fiul omului să fie proslăvit și să încheie această introducere a lui în versetul 26 cu o altă proclamare, și anume cu proclamarea mântuirii noastre. Spune Domnul Iisus în versetul 26: dacă îmi slujește cineva, Tatăl îl va cinsti, Tatăl îl va onora dacă cineva este slujitorul meu. Și Hristos creează această paranteză minunată în introducerea lui.
începe cu proslăvirea sa prin suferință și prin moarte și închide paranteza cu mântuirea noastră. Da? Deci asta este introducerea predicii lui. Primul punct introductiv, proslăvirea lui Hristos prin moartea lui. Da? Al doilea punct, ca și consecință, este mântuirea noastră și proslăvirea noastră împreună cu El. Și aceste două, pentru Domnul Iisus Hristos, sunt în mod necesar legate. De aceea El va fi proslăvit ca noi să fim mântuiți. De aceea El va suferi ca noi să nu suferim. De aceea El va plăti plata păcatului ca noi să nu o plătim. Este absolut minunat să vezi cât de important este această realitate pentru Hristos. Proslăvirea Lui legată de mântuirea noastră. Suferința Lui legată de izbăvirea noastră. Moartea Lui legată de viața noastră. Este parcă unul și același gând în mintea Lui. Formează teza centrală a mesajului său și ar trebui să fie extrem de importantă această realitate și pentru noi. Ar trebui să fie scopul suprem a unei ființe create să ajungă cinstită sau onorată de Creatorul ei. Ăsta e scopul vieții. Ca Dumnezeu să privească la tine, creatura Lui, și să te cinstească, să te onoreze. Ăsta e scopul oricărei creaturi. Ăsta e, până la urmă, scopul ascuns care este în noi, punct. Asta vrem toți. Vrem să fim apreciați. Vrem să fim iubiți. Vrem să fim onorați. Problema e cumva că ținta o ratăm de multe ori. Căutăm să fim onorați de colegii noștri, de familia noastră, de oricine. Să fim cinstiți, să fim iubiți. Mai mult decât căutăm să fim onorați și iubiți de Dumnezeu. Copiii au problema asta. Și adulții, dar copiii se vede la o vârstă foarte fragedă. Încearcă și vor să impresioneze pe cei din jurul lor. Știi, copilul acela care când era mic n-avea nicio treabă, putea merge în pijamale pe stradă. Și deodată stă înaintea dulapului ore întregi. Mami, cu ce să mă duc la școală? Păi uite, niște pantaloni și un tricou. Mami! Dar colegii mei! Trebuie să mă cinstească, trebuie să mă onoreze când mă văd cât de frumos sunt îmbrăcat. Da? E o dorință naturală ca să fim cinstiți, să fim onorați, să creadă cineva că suntem valoroși. Fetele mai ales au problema aceasta, de aia se lasă prostiți de băieți. Eu am să te iubesc și am să te cinstesc și am să fii cea mai dragă mie, numai să te culci cu mine. Și fetele, pentru că au nevoie aceasta și pentru că nu caută cinstea lui Dumnezeu mai mult și pentru că nu au un țel și un scop în viață, și pentru că părinții nu le acordă ce au nevoie și multe lucruri, cad în capcana asta. Noi, adulții, vrem să fim cinstiți și onorați și respectați. Și suntem dispuși să facem orice, să sacrificăm orice, să fim bine văzuți de alții. Dar scopul suprem a unei ființe create de Dumnezeu este să ajungă cinstită de Dumnezeu. Este ca Dumnezeu să-ți acorde respect. Este ca Dumnezeu să-ți acorde dragostea Lui. Asta ar trebui să fie preocuparea noastră supremă, pentru că asta este preocuparea lui Hristos supremă. El spune, eu voi fi proslăvit, eu voi suferi, eu voi muri, ca cei care se încred în mine, ca cei care mă urmează, să fie cinstiți de Dumnezeu. Ăsta este scopul lui Hristos pentru viața ta și pentru viața mea, să ajungem cinstiți de Dumnezeu. Cum? Cum? Cum putem ajunge cinstiți de Dumnezeu? Cum poți fi onorat de Dumnezeu? Din nou, El ne dă modelul. Hristos spune, dacă îmi slujește cineva, atunci va fi cinstit de Dumnezeu.
El zice, dacă veți fi ca mine, da, slujitori, atunci veți fi cinstiți de Dumnezeu. Uitați ce zice, cine își iubește viața, o va pierde. Și cine își urăște viața în lumea aceasta, o va păstra pentru viața veșnică. Dacă îmi slujește cineva, să mă urmeze. Și unde sunt eu, acolo va fi și slujitorul meu. Dacă îmi slujește cineva, Tatăl îl va cinsti. Două aspecte majore, da? În primul rând, cine își urăște viața în lumea aceasta, ăla este demn. Ăla este demn. Și în al doilea rând, cel care mă urmează, da? Ce înseamnă? Cine își urăște viața? Pe cheia înțelegerii, cheia interpretării în acest fragment este sintagma în lumea aceasta. Domnul Iisus Hristos nu spune doar cine își urăște viața, punct, fără niciun context, fără nicio explicație, ci spune cine își urăște viața în lumea aceasta, pentru că creștinul nu își urăște viața, ci își iubește mai mult viața veșnică. Creștinul are o nouă viață. Creștinul are o viață eternă, o viață veșnică, o viață care nu este condiționată, nu este legată de lumea aceasta. Și creștinul își iubește adevărata lui viață mai mult decât viața din lumea aceasta. Pentru creștin, Hristos este viața. Și viața noastră adevărată este ascunsă cu El în ceruri. Și așa de mult ne iubim acea viață, încât realmente nu mai suntem legați de orice înseamnă lumea aceasta. Și asta poate fi descrisă ca și o ură de viața lumei acesteia. Nu pentru că nu ne iubim, nu pentru că considerăm că nu avem nicio valoare, ci pentru că am înțeles adevărata noastră valoare. Și pentru că am înțeles adevărata noastră viață, ci pentru că iubim viața noastră cu adevărat. Și viața noastră adevărată nu este aici, nu este în lumea aceasta. Este în Hristos. Și în al doilea rând, spune Hristos că a-L sluji înseamnă a-L urma. A-L sluji pe Hristos înseamnă a urma pe urmele Lui, a păși pe pașii Lui, a-L proslăvi pe Dumnezeu, a căuta să proslăvești pe Dumnezeu cu orice cost. În Romani 8, este acel pasaj minunat din Romani 8, 28, mai ales noi care suntem de conotație reformată, iubim Romani 8. Dar avem și noi boala aceasta de a sări peste anumite porțiuni din Biblie. Romani 8 ne promite siguranța mântuirii noastre. Dar în același timp ne și arată că vom trece prin urmele Domnului Iisus Hristos ca să ajungem la acea proslăvire. Uitați cum pune Pavel problema în Romani 8 cu 17. Iar dacă suntem copii, suntem și moștenitori. Ce am moștenit? Tot viața veșnică, siguranța mântuirii, proslăvirea, toate le-am moștenit. Toate le-am moștenit. Dar nu doar atât, atenție. Moștenitor al lui Dumnezeu. Moștenitor împreună cu Hristos. Dacă, zice Pavel, suferim într-adevăr împreună cu El. Ca să putem fi și proslăviți împreună cu El. Ce zice Pavel? Există un proces prin care te va trece Dumnezeu. Și procesul acesta seamănă foarte mult, nu identic. Pe foarte puțin oameni i-a dus Dumnezeu chiar la culmele suferinței, cum l-a dus pe Hristos. Și, de fapt, pe nimeni, că Hristos a suferit, a luat asupra Lui întreaga durerea păcatului tuturor credincioșilor. Noi nu avem cum să simțim așa ceva. Dar puțin oameni au suferit o moarte de cruce sau a fi martirizați. Dar Pavel spune, în momentul în care ești adus la viață, în momentul în care ești făcut moștenitor al veșniciei, al împărăției, al lui Hristos, începe un proces similar ca lui Hristos de suferință, de chin, de agonie, prin care ești luat din lumea aceasta și dus în cea viitoare, prin care ești desprins de lumea aceasta și ești legat de cea viitoare. Și Pavel zice, noi suntem într-adevăr moștenitori dacă am moștenit tot.
Și a moșteni tot de la Hristos înseamnă a moșteni inclusiv suferințele acestea. Înseamnă a le purta cu bucurie, pentru că știm că ne depărtează de vechea viață, de lume, de moarte, de păcat și ne apropie pas cu pas de Hristos. Și în toate acestea, zice Pavel, Dumnezeu lucrează toate lucrurile spre binele celor ce iubesc pe Domnul nostru Iisus Hristos, pe Dumnezeu. Tot. Vedeți, fraților, în jertfa Domnului Iisus Hristos, noi nu suntem doar izbăviți de la suferință, de la suferința eternă. Noi suntem doar izbăviți de la moarte, ci moartea în sine și suferința este răscumpărată. Dacă înainte eram niște nebuni, care sufeream din prostie, care muream fără niciun rost, astăzi suntem niște răscumpărați care suferă cu un scop, slava lui Dumnezeu, care suferă și sunt chinuiți în această lume cu o nădejde și care mor cu o speranță că sfârșitul nu este moartea în această viață și sfârșitul nu există pentru noi. Vedeți, proslăvirea Domnului Iisus Hristos prin suferința și moartea Lui transformă în mod esențial, schimbă paradigma a ceea ce înseamnă suferința și moartea în această lume. Pentru un creștin adevărat, suferința nu-i mai ce-a fost când era în lume și moartea nu-i mai ce-a fost când era în lume. A suferi pentru Hristos este o onoare și a muri pentru Hristos este o bucurie. Să ne dea Domnul această putere în credință, ca să trecem prin orice suferință și să ajungem la momentul finalității alergării noastre. Așa cum zice Apostolul Pavel, cu orice preț, să ajungem la învierea morților. Să luăm și noi cununa și să ne bucurăm de Mântuitorul nostru pentru veșnicie. Amin.